Bună ziua și bun găsit! Sunt Magda Axinte și mă bucur să ne reîntâlnim pentru un nou sezon al emisiunii Întâlnire în punctul zero. Veți viziona și în acest nou sezon interviuri în care vom aborda subiecte interesante, incitante și folositoare pentru evoluția și dezvoltarea personală a fiecăruia dintre dumneavoastră. Din rubrica Nutriția terapeutică veți afla mai multe despre cum putem să ne îmbunătățim sănătatea prin alimentație, mișcare, respirație și mod de a gândi. Terapia prin lectură vă va aduce în fiecare săptămână în atenție câte o carte pe care vă recomand spre lectură. Să începem prima ediție cu un interviu cu scriitorul Sega, care ne va povesti despre călătoria lui în Nepal, despre experiențele trăite acolo, care i-au servit drept inspirație pentru romanul său Namaste, un roman de aventuri spirituale în Nepal. Ne întâlnim în punctul zero cu Sega. Sega este autorul a două romane de succes, Namaste, un roman de aventuri spirituale în India, și Namaste, un roman de aventuri spirituale în Nepal, pe care l-a publicat anul acesta și îl lansează și la Iași. Bine ai venit, Sega! Namaste, Magda! Namaste! Namaste! Spune-mi, te rog, înainte de aceste două cărți, ai avut o activitate literară sau mai puțin? Am avut o activitate semi-literară, dar pe ogoarele publicității. În vreme de 7-8 ani am fost copywriter, adică redactor de reclame. Am scris texte foarte scurte și nu m-am gândit niciodată că o să scriu cărți atât de groase. Deci ai debutat cu un bestseller. Nu s-a întâmplat, nu a fost intenția mea. Am găsit la îndemână scrisul, în care eram cât de cât antrenat, să-mi povestesc experiențele prin care am trecut. Nu să trag concluzii, ci să-mi povestesc pur și simplu. Și așa am început. În 2009, într-o rulotă la Vama Veche, mă sunau prieteni și mă întrebau ce fac și le ziceam nimic. Eram într-o fază în care nu făceam poate nimic, până la urmă, din punctul meu de vedere. Asta a fost și scopul călătoriei, nu? Nu știu dacă asta a fost scopul călătoriei. Scopul inițial, în mod sigur, a fost altul. Scopul inițial, ca orice vestic cu angoasat care se duce în India, scopul inițial e să scape de toate problemele, să se ilumineze în două luni și să se întoarcă acasă să devină guru pentru de-ar fi așa simplu, nu? De acolo. Da, așa credem noi, chiar dacă nu recunoaștem și suntem foarte șmecheri în discursul nostru. De asta au și succes cărțile astea. În câțiva pași și dobândim iluminarea. În 10 pași, gata, te-ai iluminat. E foarte simplu. Deci chiar oricine poate. Orice tont. Nu, adevărul este că da, oricine poate să, dar e un demers mult mai amplu și mi-am dat seama de asta trecând prin experiențele prin care am trecut acolo și pe care le-am și fixat în paginile acestei cărți, să zic așa, sau le-am conservat în paginile acestei cărți. Am plecat pe la, ca orice om lipsit de repere și căutând cu disperare ceva de care să se agațe, am plecat, bineînțeles, la mănăstiri, tot felul de mănăstiri. Da, ai început cu mănăstirile ortodoxe. Da, am ajuns chiar și pe Muntele Athos. N-ai scris despre asta, decât câteva fragmente, referiri. Da. Referințe, da. Din toate aceste locuri, m-am ales cu o și mai multă frică. Acum, discuțiile erau cam la fel peste tot unde m-am dus și anume că meditația e de la diavol, că mai bine pui cărțile la pe foc, că ești rătăcit și deci un întreg dacă nu l-ai găsit pe Dumnezeu nici aici pe Muntele Athos, apoi unde o să-l mai găsești? Și cam ăsta era discursul. Care m-a îngrozit pur și simplu. Am avut o perioadă foarte grea în paranoia mea și în mintea inflamată care, așa. Și am, cu toate astea, m-am adunat, să zic așa, bruma de curaj pe care o mai aveam sau așa. Am amestecat-o cu disperarea în care trăiam și am hotărât să plec. Simțeai că e benefică călătoria totuși, nu? Nu? Mi-am dat seama că dacă nu fac pasul ăsta, o să mă ascund toată viața, o să caut mereu să mă ascund după ceva. Și te vei întreba, religie, probabil, cum ar fi fost dacă. Poate că ar fi contat. Poate că nu m-aș fi întrebat și mi-aș fi construit un zid de justificări și argumente de ce n-am făcut-o. Suntem buni la asta. Foarte, știm să ne păcălim extraordinar de bine.
Și așa, cu inima în dinți, am ajuns în India și acolo am descoperit o lume, bine, acum făcând abstracție de lumea în sine, de India în sine, care este vastă, vorbesc de lumea cea mică pe care am descoperit-o în ashramul lui Osho sau comunitatea de la Pune, la 200 de kilometri mai la sud de Mumbai. Am descoperit, ca să zic așa, o comunitate care nu era așa de înspăimântătoare cum îmi imaginam eu și cum se spunea. Și pe măsură ce zilele treceau acolo, vedeam că, într-adevăr, sunt, și acolo sunt oameni care caută lucruri în ei și ceea ce se întâmplă acolo este sigur amestecat și benefic, dar și foarte mult răsfăț. În fine, am scris despre toate astea în cartea asta. Da, și mi-a plăcut mult sinceritatea trăirilor tale pe care le-am regăsit acolo. Nu te-ai dus pur și simplu, nu era într-un extaz, ci din contră, foarte sceptic și foarte atent la ce se întâmplă. Sceptic, da, paranoic. Da. Cu garda sus, adică eram așa... Să nu cumva să-mi spele creierii acolo și... Era băiatul din provincie care dă cu nasul de marele oraș, să zic. Înțeles ce zic, păstrând proporțiile. Ceea ce îmi place la mine este că nu m-am întors de acolo ca marinarii cu povești despre monștri și sirene, că tendința este să înflorești când vii de departe și să începi să faci grădini de trandafiri cu flori cât mai parfumate ca să-ți perii ego-ul. Dar cărțile pe care le-am scris reprezintă un exercițiu de sinceritate. Asta pot să spun cu mâna pe inimă. N-am vrut să mă mint sub nicio formă. Am vrut să văd ce se întâmplă cu mine, unde sunt, că de fapt ăsta, în orice călătorie, cel mai important lucru este să știi de unde pleci. Că e, dacă nu știi, ți se pare că ești cumva sau undeva și tu ai impresia că te duci înspre ceva, ești într-o eroare cumplită. Deci e foarte important să știi de unde pleci, locul în care ești. Și cărțile astea m-au ajutat într-o foarte mare măsură să văd unde sunt. Nu într-un loc plin de lumină și de pace și de arome, așa ca aici, în librăria Floarea Vieții. Nu. Într-un loc mult mai neplăcut, dar asta este, cu asta defilăm, știi? Da. Până nu treci probabil printr-o vale a plângerii și plină de mărăcini și de noroaie și mlaștini și mirosuri pestilențiale, n-ai cum să ajungi aici, uite, în locul ăsta luminos. Înțelegi ce vreau să spun? Adică, la urmă trebuie să ne confruntăm cu proprii demoni. Nu există scurtături, nu există ocolișuri. Nu avem cum să facem altfel decât să ne confruntăm cu proprii noștri demoni, cum ai spus tu. Da. E ușor de dat vina pe exterior și foarte greu să ne privim cu adevărat în acea oglindă. E primul reflex să dai vina pe exterior, pentru că asta face o minte ignorantă, o minte care refuză să se privească pe ea însăși, să-și găsească justificări exterioare. Important este să învățăm și pașii, primii pași, chiar dacă urmează o etapă dificilă în momentul în care conștientizăm. Da, asta cu învățatul e, aș spune mai degrabă că noi trebuie să ne dezvățăm. Asta e un proces de dezvățare, de deconstrucție, de dezbrăcare. Da, nu e nimic. Da. Nu e un proces... Dar noi am învățat că trebuie să învățăm. Am învățat că trebuie să învățăm, da. Am învățat că trebuie să ne înzorzonăm, am învățat că trebuie să ne împodobim cu tot felul de cunoștință de, și pozăm în, să pozăm într-un fel când noi suntem altfel. Și de aici confuzia și în ceea ce ne privește și în ceea ce privește lumea cu care relaționăm. Nu, procesul, dar nici nu vreau să-l numesc spiritual. Procesul de cunoaștere autentic este de dezbrăcare, de dezgolire. Niciun caz de a pune lucruri pe tine. În Nepal a fost puțin altfel, nu? În Nepal, în ce sens? În sensul chiar și experiența de la Vipassana, cele 10 zile. Așa. E o diferență între ceea ce ai trăit la Osho și ceea ce ai trăit acolo. Aș spune că etapa povestită de mine aici în Cartea Verde reprezintă grădinița cumva. Da. Adică copilul ăla care vine speriat într-un mediu nou și, cum ai zis,
începe să facă primii pași, mai cade, mai cade în veche lui probleme, într-un fel, în paranoia lui care îl ține cu garda sus. Iar aici, pe undeva, întâlnim un Sega mai matur, cumva. Nu știu dacă a înțeles foarte multe, dar și dacă s-au prins de el niște lucruri sau s-au desprins, dar să supraviețuiești unui curs de vipassana de 10 zile nu e puțin lucru. Da, mi-am dat seama. Și nu spun așa că mă laud acum, dar este confruntarea directă cu propria minte și apucăturile ei, că despre apucături vorbim. Într-un curs de vipassana de 10 zile nu ai voie să citești, nu ai voie să scrii, nu ai voie să te uiți la televizor, nu ai voie să recurgi la nicio formă de entertainment, nu ai voie să vorbești cu nimeni, nu ai voie să privești în ochi pe nimeni. Și atunci avalanșa gândurilor este copleșitoare. Și atunci mintea caută, ea fiind învățată cu distracțiile, noi ne distrăm în permanență orice am face. Dacă suntem atenți, vedem că așa este. Nu putem sta o clipă locului, chiar și în troleu, ne butonăm telefoanele sau, știu eu, când ajungem acasă, dăm drumul la televizor. Deci nici o clipă nu ne dăm răgazul de a sta cu noi înșine. Ei bine, un curs de 10 zile de vipassana îți dă un prilej extraordinar să stai cu tine, să stai cu tine sus, nu de vorbă. Deși vorbele sunt implicate, mintea începe să-ți vorbească și să-ți arunce în fața ochilor tot felul de scenarii, de povești, de fantasme, de fantasmagorii. Și zic eu că e un curs dur. Pe cât e de dură, ești de dur tu față de tine, pe atât e de dur cursul de vipassana. Despre asta e vorba. Și am descoperit duritatea, cruzimea cu care mă comport față de mine într-un astfel de curs. Desigur, au trebuit să treacă ani ca să pot să mă îmblânzesc în raport cu mine însumi. Dacă nu ești blând cu tine, nu poți fi nici cu ceilalți. E o fațadă, e o mascaradă. Da, blândețea acolo începe, cu tine însuți. Da. Și da, cursul ăsta de vipassana e o piatră de temelie importantă în demersul ăsta. Cu siguranță, dacă nu aș fi fost la Osho înainte, poate că mi-ar fi fost mult mai greu și probabil că după 3 zile aș fi fugit mâncând pământul și urlând pe acolo. Pentru că, repet, nu e deloc ușor să fii constrâns să stai față în față. Mai ales cu tine. Că acolo meditația este diferită de ceea ce practicăm noi aici. Eu nu știu la ce te referi. Sunt foarte multe tipuri de meditație la noi în zona asta. Meditații vorbite, cu sunete, cu multe mirosuri, cu care distrag atenția și până la urmă hrănesc tot mintea și... Ai sesizat foarte bine, nu mintea, hrănesc și structura. Și simțurile și... Da. Nu, hrănesc... cum să zic eu? Hrănesc... ne hrănesc nevroza. Da, pentru că nu reușești să te golești, de fapt, de gânduri prin meditația asta, ci creezi alte scenarii nici pe care scopul, mergi. Nici nu e să te golești de gânduri. Să nu ne închipuim acum că noi ne golim de gânduri. Așa, explică-ne. Deci asta este un efort pe care am înțeles că îl fac foarte mulți. Da, exact. Este total, cum să spun eu, aberant. Este, și vine tot din frică și vine tot din tendința de a fi în control. Vrei să controlezi lucrurile. E o frică de confruntare cu confruntarea cu tine însuți? E o frică de a te confrunta cu tine însuți. Și atunci tu încerci să oprești acele gânduri care încep să circule ca mașină pe autostradă. Uh-huh. Și ce faci? Intri în trafic și începi să dirijezi ca milițian. Nu asta e meditația. Sau cel puțin în linia budistă, deși budist nu e cuvântul cel potrivit, în linia în direcția trasată de Buddha. Vorbim de meditația care presupune atenția concentrată, mindfulness, care presupune conștiență. Principiul este să observi. Să observi cum stau lucrurile. Să vezi despre ce e vorba în propoziție. Pentru că vipassana, că așa se numește cursul ăsta, curs de vipassana de 10 zile, vipassana înseamnă a vedea lucrurile așa cum sunt în realitate. Până nu vezi cum sunt lucrurile în realitate, n-ai ce să pui pe masă. Adică, despre ce vorbim? Confundăm apa cu benzina și când ne mâniem, aruncăm benzină în loc să aruncăm apă, să stingem mânia sau știu eu ce energii
ne bântuie, știi? Deci despre asta e vorba într-un curs de Vipassana. Este un proces de autocunoaștere. Nu de a te opri, nu de a-ți opri gândurile, nu de a... Sigur, există niște consecințe. Poate ele nu se văd despre termen scurt, dar pe termen lung observi că ai o concentrare mai bună, că mintea nu ți-o mai ia așa... Sigur. Da? Dar sunt produse secundare, nu scopul în sine. Sigur, mintea liniștită reflectă ceea ce este fără tulburare, ca o oglindă. O minte, când arunci, vezi și tu, când ai un lac și bate vântul sau arunci pietre în lac, se tulbură suprafața și nu mai vezi nicio reflexie, nu? Dar când apa e liniștită... E nedistorsionată, da, imaginea. Vezi lucrurile așa cum sunt. E bine, e un ideal ăsta. Nu pot să zic că am ajuns și acum sunt într-o stare de calm permanentă și vin aici... Nu, cred că sunt momente în care dobândești starea aceea, dar pe care... Ai întrezăriri, da, există... Ai întrezăriri și vezi că... Cam cum ar trebui să fi, cum ar fi. Și vezi că, de fapt, tu nu trebuie să pui nimic deasupra. Asta de-aia spun de proces de deconstruire. Vezi că nu trebuie să acumulezi lucruri, ci să dai balastul la o parte. Da, să dai balastul la o parte. Și balastul este reprezentat de atașamentele noastre. De faptul că ne cramponăm de lucrurile care ne plac și le respingem cu vehemență, urâm lucrurile care ne displac. De fapt, noi împărțim mintea fiind duală. Duală, binele și rău. Observator și observat, să zic așa. Creăm, scindăm, împărțim lumea în bine și rău, știi? Lucruri și bune și lucruri rău. Ne scindăm și noi în felul acesta. Nu avem capacitatea, nu avem conștiința de a accepta lucrurile așa cum se desfășoară, cum vin la noi. Începem și le catalogăm, punem etichetele. Da. Și în momentul acela adunăm niște stări, niște emoții, de multe ori negative, le acumulăm și ne întrebăm de unde ne vin toate aceste... Se întâmplă multe fenomene când reacționăm în felul ăsta. Devenim robii propriilor noastre obișnuințe. Și obișnuințele, după cum bine știm, ne duc la autodistrugere, cumva. Ne îndepărtează de ceea ce am zis înainte, că există deja în noi o stare de trezire, așa se spune, există în noi. Da. Buddha există în fiecare dintre noi. Da. Și în salut, în namaste. Da. Namaste, uite că e o paranteză bună pe care vreau să o fac, o paranteză oportună. Namaste nu e un titlu întâmplător și nu e doar exoticul, știi, salutul indian, ci reprezintă o raportare directă de la un om la celălalt, o raportare de la esență la esență. Și asta se întâmplă doar când te dezbraci de închipuire, de ceea ce crezi tu că ești. De aia se spune, adică în interpretările poetice ale cuvântului namaste, sunt divinitatea din mine, recunoaște divinitatea din tine, îl salut pe Buddha din tine, lumina din mine, recunoaște lumina din tine și așa mai departe. Cam despre asta e vorba. Există această esență în noi și tot ceea ce facem prin acest proces, prin acest demers numit meditație, este să descoperim. Scopul meditației nu e relaxarea. Relaxarea poate fi un produs... Un efect secundar, da. Mulțumesc mult, Sega. Te așteptăm și cu următorul volum să încheiem trilogia aici, la Mulțumesc. Iași. Și dacă vrei să ne spui puțin, ești îmbrăcat poate un pic exotic pentru telespectatori și să explicăm... Da, n-am venit să fac show-off, să mă dau mare, dar îmi place să prezint cărțile într-o formă multidimensional, adică personajul care a sărit din carte. Și pentru astăzi, la Iași, pentru lansarea de la Iași, am optat pentru o curta. Da. Așa se numește cămașa asta, din in, o cămașă foarte subțire și practică, foarte bună pentru vremuri călduroase, zile călduroase. Niște pantaloni care se numesc ciuridar pajama, arată ca niște șalvari, sunt un pic bufanți aici în zona coapsei și mai strânși pe pulpă. Și pe cap port o căciuliță tradițională nepaleză care se numește Dhaka Topi. O poartă bărbații în Nepal
Și ai să-i vezi, bărbații de la 40 de ani în sus, fiecare poartă, își poartă căciulița lui, care fiecare căciuliță e cu modelul ei, e un obiect extrem de rafinat, în, după cum și vezi, în, da. În cusătură și așa. Să vedem la volumul 3 cu ce, cu ce vestimentație. Nu, vestimentație importantă. Anul trecut am venit îmbrăcat în, când am lansat prima carte, am venit îmbrăcat în roba asta cojie care se poartă la Osho. E o robă, da? Da, din, da. Până la sub genunchi, o cămașă, nu? Până da. La urmă. Tot de culoarea asta, stacojie, dar la vremea avem și plete și probabil că corespundeam clișeul ăla de guru, care vine. Și chiar lumea m-a confundat și mi-a zis, bă, stai, într-un fel am făcut o greșeală, într-un fel, că n-am vrut asta, de fapt. Da. Eu am vrut să arăt ca personajul din carte, dar vezi tu, cămașa era un accesoriu firesc în comunitatea respectivă, devine ceva, wow, exotic în lumea. De asta am și vrut să ne explici, ca să fie mai clar. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc! Namaste! Namaste! Condimentele sunt foarte folosite în prepararea hranei pentru savoarea pe care o dau mâncării. Ele sunt foarte importante pentru că au un conținut mai mare de antioxidanți decât legumele și fructele. Piperul este un condiment folosit la scară largă, ce provine în special din India și care are proprietăți medicinale remarcabile. Are rol important în stimularea tractului digestiv, prevenirea gazelor intestinale, inhibă dezvoltarea bacteriană în tractul intestinal. Uleiurile volatile pe care le conține au un puternic efect antiinfecțios al căilor respiratorii, detoxifică ficatul, este util hipotensivilor și astenicilor. Piperul poate fi folosit în tratarea infecțiilor în gât, guturaiului și gripei, prin adăugarea a 2-3 vârfuri de cuțit de piper negru în ceaiul de băut, care poate fi de busuioc, mentă, cimbrișor. La ceai se mai adaugă miere de albine, cuișoare și un pic de scorțișoară. Se lasă la infuzat 10 minute, apoi se filtrează și se bea cât mai cald. Pentru reumatism se face un amestec de 4 linguri de piper negru măcinat și o jumătate de litru de rachiu, care se lasă la macerat minim 5 zile. După aceea se filtrează și se masează zonele dureroase de 2-3 ori pe zi. Această procedură va încălzi articulațiile, le va face mai elastice și va calma durerile reumatismale. Piperul este util de folosit în sezonul rece pentru efectul său de încălzire a corpului și stimularea circulației sângelui. Persoanele care suferă de gastrită hiperacidă, hipertensiune și stări de nervozitate trebuie să consume piperul cu prudență în cantități mici. Este contraindicat în hipertensiune gravă și stări inflamatorii acute. Namaste, un roman de aventuri spirituale în Nepal, te captivează de la primele pagini și te poartă cu personajul în călătoria sa într-o lume fascinantă, diferită de cea pe care o cunoaștem noi. Sega, cu numele adevărat Octavian Segărceanu, a lucrat vreme de mulți ani copywriter în publicitate și regie de reclame. A debutat ca scriitor în 2012 cu romanul Namaste, un roman de aventuri spirituale în India, care a devenit în scurt timp un bestseller. După un an publică cea de-a doua carte, în care continuă aventura sa, de data aceasta în Nepal, unde urmează un curs de Vipassana, curs care îl pune practic față în față cu propriile limite, cu avalanșa gândurilor, care în acea tăcere absolută în care se desfășoară acest curs, mintea devine cel mai gălăgios loc din care parcă vrei să fugi. Personajul, care parcă se ia peste picior și se auto-intitulează Segarta, face o călătorie într-un loc sacru din Nepal, la Lumbini, locul unde s-a născut Siddhartha Gautama, cel ce a devenit Buddha. Personajele sunt bine conturate, naturale, vii. Cartea e scrisă cu umor, cu autoironie și multă sinceritate. Nu avem de-a face cu un personaj care, în urma călătoriei sale în India și mai apoi în Nepal, trăiește niște experiențe iluminatoare care vor schimba viața definitiv, ci cu un personaj care trece prin stări de angoasă, de scepticism, care nu ia tot ce îi se oferă drept adevăr absolut, ci le trece prin filtrul propriu de gândire și care la final este chiar dezamăgit pentru că scopul călătoriei lui nu a fost atins. Nu și-a găsit liniștea interioară. Dar am putea spune că orice călătorie prin viață, oriunde s-ar desfășura aceasta, este interesantă prin însăși experiența dobândită, fără a avea așteptări pentru un rezultat anume. În acest caz, rezultatul a fost unul fericit, două cărți pe care vă recomand să le citiți. Suntem la finalul ediției de astăzi, în care personaj principal a fost scriitorul Sega, cu care ați făcut cunoștință prin intermediul interviului, dar și prin prezentarea cărții sale, Namaste, un roman de aventuri spirituale în Nepal, în rubrica Terapia prin lectură.
Vă voi prezenta în mai multe ediții informații utile despre condimente și rolul lor terapeutic. Astăzi ați aflat mai multe despre piper, care vă poate fi foarte util în sezonul rece pentru tratarea afecțiunilor respiratorii. Aștept sugestiile și părerile dumneavoastră pe adresa de e-mail și pe pagina noastră de Facebook. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, sâmbătă, la TVR Iași. Până data viitoare vă doresc gânduri senine!